Bună dimineața! Într-un final este bună, pentru că să nu uităm, la ora 8 dimineața în platoul TVR Cluj începe mult mai devreme. Ora 8, vreau să zic, este după ceva ore bune de lucru și în acest sens chiar vreau să încep cu mulțumiri aduse colegiilor mei care s-au implicat foarte frumos în rezolvarea unor probleme care mi-au apărut așa, hop-top. Noaptea uneori aduce, cum e vorba aia, sfaturi bune sau concluzii bune la ceva ce ai discutat înainte. Mă rog, e un sfetnic bun, în fine. Și alte ori mai aduce câte o problemă din asta care ai impresia că te sufocă, te strânge de gât, te dă cu capul de pereți. Dar când vin colegii și toți se coagulează să rezolve problema, mă bucur că avem un start de genul, de un start foarte frumos zilei. În acest sens, îi mulțumesc colegului Vlad Inginer, colegului Mădălin, care este jos acolo în regie, jos în sensul că noi avem un zgârie nor aici, o clădire foarte înaltă, care are o grămadă de etaje pe care se lucrează. Îi mulțumesc și colegului Cristian Mureșan, care foarte operativ a fost și s-a implicat și el în rezolvarea aceasta și, de fapt, toți colegii care și-au adus contribuția la rezolvarea problemei. N-are rost să discut despre ce probleme, doar că mai puțin contează. Contează că atunci când oamenii vin și își aduce, fiecare dintre ei își aduce aportul spre rezolvare, totul este perfect! Bună dimineața încă o dată și perfectă să fie dimineața pentru toată lumea, zi de joi. Astăzi povestim despre lucruri foarte faine pe care le putem face și dacă anumite proiecte pot să se dezvolte, să pornească din zone defavorizate și să înflorească la nivel mondial, atunci cred că putem să spunem că speranța cu adevărat nu moare și ne poate da cu atât mai mult încredere să facem diverse proiecte. Vom vorbi despre o serie de acțiuni încurajatoare, acțiuni sociale, care au pornit din Malaezia, din Kuala Lumpur și au cuprins întregul glob. Se desfășoară respectivul tip de acțiuni în foarte multe țări. Va ajunge în România, de asemenea, în scurt timp. Într-o primă etapă va ajunge sub forma unor conferințe, dar întâi să discutăm, să înțelegem conceptul foarte clar și după aceea să trecem și la fapte. Cred că e, de fapt, un parcurs destul de normal. Ioana Lupa va povesti despre acest gen de acțiuni, pentru că ea, de fapt, este implicată în aducerea incitement-ului în România. În Cluj-Napoca, de altfel, pe luna următoare este programată o astfel de conferință, care sunt invitații, care este, de fapt, toată tema respectivei reuniuni, cum putem să ne înscriem la participarea respectivă. Toate detaliile ni le va da Ioana în momentul în care va fi în platou, în partea a doua a emisiunii. Bun, mai avem pregătite și alte chestiuni, foarte multe, e o zi foarte încărcată și mă bucur că e, pentru că, de fapt, o zi care trece fără să faci nimic sau fără să-ți aducă ceva nou, e o zi pe care poți să o ștergi din calendar. În schimb, dacă umpli calendarul acela cu ori cu fapte, ori cu informații, înflorește cumva, calendarul explodează de bucurie, zic eu. Bun, apropo de explozie, dar în sensul frumos, poți să faci o explozie cu o rachetă și să câștigi. Putem să vorbim, de fapt, despre un concurs, a patra ediție a Romanian Open Squash, care aduce în România jucători de talie mondială și înțeleg că este singurul campionat de acest fel din România. Foarte interesant, are loc pe un teren de sticlă, se desfășoară în acest an în noiembrie, între 11 și 13 noiembrie. Colegii de la Departamentul de Știri chiar au făcut un reportaj despre această competiție și aș vrea să îl urmărim împreună. Turneul internațional de squash masculin și feminin aduce în acest an la Cluj-Napoca peste 100 de jucători din țară și din străinătate. Printre ei se vor regăsi jucători din top 100 mondial. Romanian Open Squash vine tocmai ca o mănușă a promova, și din 2013 începând, a promova acest joc în comunitatea din Cluj-Napoca. Este cel mai mare turneu din România, este cel mai așteptat turneu din România de către jucătorii de squash și totodată jucătorii internaționali de squash din zonă.
Participanții internaționali de anul acesta vin din Polonia, Ungaria, Grecia, Spania, Serbia, Marea Britanie, Bolivia și Finlanda. Pe parcursul celor 3 zile de competiție, organizatorii propun o structură care va fi formată din 3 tablouri principale. 16 jucători pe tabloul internațional Elite, 64 de jucători pentru turneul masculin și 16 fete pentru competiția internațională feminină. Squash-ul are o istorie foarte interesantă. Squash-ul la început, în jur de anul 1900, a fost jucat pe străzile Parisului, se juca cu palma, practic asta este originea lui, după care, după 8 secole, a fost preluat, s-a jucat în închisori și în Anglia și ulterior cei de la Universitatea din Harrow l-au branduit și au devenit cu regulile sportului acesta, cât și cu rachete care sunt foarte asemănătoare față de ceea ce vedem noi astăzi. Cei care vor să intre în competiția celui mai sănătos sport se pot înscrie până în data de 7 noiembrie ora 24 pe site-ul competiției. Ulterior înscrierii, jucătorii vor primi un mesaj de validare și programul jocurilor. Finala campionatului va avea loc duminică 13 noiembrie. Organizatorii pun în joc la cea de-a patra ediție premii de peste 4.000 de euro. Deci să ne înscriem la squash. De altfel, erau la un moment dat niște clasamente ale sporturilor sănătoase și squash-ul era pe locul întâi, dacă bine țin minte. Clasamentul, nu știu dacă nu cumva era realizat chiar de Forbes Magazine, o revistă de prestigiu, deci în principiu nu te-ai îndoit de informațiile pe care le găsești acolo. Oricum, e interesant. Mi-a plăcut că am aflat și cum a fost la origine squash-ul, adică nu folosea o rachetă, ci cu mâna. Sincer, mi s-ar părea mult mai interesant. Seamănă cumva, ideea asta mă duce cu gândul la oină. Și apropo de oină, în continuare rămân cu această intrigă, într-un fel, de ce oina, care toată lumea știe că este sportul național, dar nimeni nu îl practică, sau mă rog, sunt foarte puțini cei care îl practică. Aș vrea să fie mult mai vizibil sportul ăsta. Eu mi-aduc aminte, de exemplu, țin minte clar, în clasa a patra jucam oină la școală, dar... După ce s-a încheiat ciclul respectiv de clase, nici prin gând mi-a trecut sau nimic nu m-a provocat înspre a pune din nou mâna pe minge și să joc oina, știi? Probabil că ar trebui făcute niște demersuri un pic mai aprige în a aduce în atenție sportul ăsta. În Cluj chiar este o federație de oină sau oricum un club de oină. Ar trebui să fac eu niște săpături, nu? Cristian, uite, colegul care și în această dimineață este alături de mine și mă bucur pentru asta. Cristian, noi doi trebuie să luăm legătură cu cei de la oină și să rezolvăm aspectul ăsta cu necunoașterea detaliilor despre oină. Dar... haideți să cunoaștem mai multe lucruri despre filme, pentru că la Cluj e o perioadă în care avem în atenție filmele de Cannes și s-a putut sta de vorbă cu un regizor foarte interesant, tot în zona asta Transilvaniei, un regizor care a spus niște lucruri pe care unii le-ar considera, cum să zic, nici nu știu care ar fi cuvântul potrivit, dar oricum controversat. Să zicem. El declară că vrea să găsească întotdeauna frumusețea în ceea ce este considerat monstruos. Nu? E un paradox. Adică, băi, dacă ceva e monstruos, unde să mai găsești și frumusețea acolo? Și totuși, regizorul acesta, Alain Grody, e cel care încearcă să treacă dincolo de paradox. El a fost... invitat în cadrul acestui eveniment Filme de Cannes la Cluj și a povestit mult mai multe, de altfel în emisiunile de cultură de pe TVR Cluj și nu numai o să puteți afla mai multe lucruri din interviurile pe larg. Dar hai să vedem o părticică din povestea lui. Prima ediție a evenimentului Filmele de Cannes la Cluj-Napoca a adus 2000 de spectatori la Cinema Victoria într-un singur weekend. Invitatul special al acestei prime ediții, regizorul francez Alain Grody, a stat de vorbă cu spectatorii din Cluj după proiecțiile celor două filme ale sale, în sesiuni prelungite de întrebări și răspunsuri. Grody a acordat un interviu în exclusivitate pentru TVR Cluj, în care a vorbit despre felul său special de a face film. Donc, oui, je ne pense pas que je fasse des films pour choquer ou pour provoquer. Après, effectivement, il se trouve que je montre des choses qui ne sont pas forcément montrées, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et
Effectivement, quand je montre un accouchement, je me doute bien que c'est quelque chose qui peut être violent, puisque moi-même, les premiers accouchements que j'ai vus, ouais, c'est une image très, très forte et très ouais, et violente. Oui, il y a quelque chose de très monstrueux. Mais en même temps, c'est... Comment dirais-je ? Ben, ça fait quand même partie de la vie, c'est quand même le départ de la vie. Et puis, puis ça m'intéresse assez aussi d'aller chercher quelque chose de... d'aller chercher quelque part la beauté dans le monstrueux. Ghirodi spune că cinematograful este cel mai bun mod de a înțelege lumea. Mais le cinéma est quelque chose de très c'est pour moi la meilleure façon d'appréhender le monde, quoi, voilà. Alors de l'appréhender puis de chercher à le comprendre, c'est une façon de chercher à comprendre le monde. Alors je dis pas que moi quand je fais mes films m'aident à comprendre le monde. Scenaristul și regizorul francez a realizat 5 lungmetraje și a fost selecționat de 5 ori la Festivalul de la Cannes. Le Film de Cannes a Cluj-Napoca, ediția 1, a însemnat 10 filme recente din selecția Festivalului de la Cannes, dintre care 8 în premieră în România. Interviul integral îl puteți vedea joi la ora 18:20 la TVR Cluj. Da, interesant regizorul acesta și interesante evenimentele de genul acesta. Cred că în multe orașe ar trebui să se întâmple discuții libere, Q&A-uri, cum se numesc pe scurt, iarăși englezismul ăsta care stă pe capul nostru, în fine, sesiuni de întrebări și răspunsuri. Mie îmi place foarte mult cu sună în limba română, nu înțeleg de ce trebuie să tot luăm englezismele. Da, bine, suntem într-o perioadă de globalizare. Deci, sesiuni de întrebări și răspunsuri într-un cadru foarte relaxat, degajat, chiar dacă personalitățile invitate sunt de talie supermondială. Și prin aceste simple discuții să poți, practic, să-ți îmbunătățești sau să-ți îmbogățești, de fapt, bagajul de cunoștință pe care l-ai într-un domeniu sau altul. Până la urmă, cum e, era o vorbă, nu mai știu cine a zis-o și exact cum era citatul, dar principiul e că decât să tot faci tu greșeli care să înveți, mai bine obții sfaturi pe care să le urmezi și să ocolești respectivele greșeli. Hai să o dăm în felul acesta. De asta e de recomandat să mergem la evenimente care ne aduc informații din experiența sau din bagajul faz de cunoștință al unor profesioniști. Bun, trecem mai departe să vedem ce temperaturi ne așteaptă pentru această zi. Meteodependență, dacă suntem dependenți de meteo, trebuie să știm cam cum stau lucrurile. Și mi se pare și normal să știm cum stau lucrurile și în funcție de asta să ne îmbrăcăm. Nu mai suntem ca în epoca de piatră, când trebuia numai să ieșim, mă rog, să ieșim din peșteră și să încercăm să ne dăm seama cum va fi, ieșim sau nu ieșim din peșteră. Acum trebuie să ieșim, sper că nu este atât de frică în peșteră în casele oamenilor, deși... cu unele probleme de termoficare pe care le mai aud pe aici, pe acolo... Există posibilitatea unei asemănări izbitoare. În fine, în Cluj acum sunt 3 grade Celsius, dar la amiază temperaturile vor crește până pe la 13-14 grade. În principiu așteptăm ca toată ziua să fie însorită. Desigur, vorbim de un soare cu dinți, că altfel cum? Undeva tot 3 grade Celsius, dar ce să vezi, temperaturile la amiază vor fi destul de mărișoare pentru perioada asta zgribuloasă, 16-17 grade Celsius, tot așa, în principiu, mult soare așteptăm, tot soare cu dinți. La Oradea, 6 grade Celsius, maximele ajung pe la 17-18 astăzi și destul de mult soare, mâine ceva nori, iar poi mâine s-ar putea să plouă destul de abundent în zona Bihorului. Mergând mai departe, în Brașov, acum sunt 2 grade Celsius, 13-14 va fi maxima de astăzi. Cerul oarecum înnorat, atât astăzi cât și mâine. În Baia Mare sunt 6 grade, în zona Maramureșului, de altfel, până la 14-15 grade vor urca maximele. Iar cerul preponderent
lipsit de nor, totuși în partea a doua zilei se va înnora puțin, în principiu nu va aduce precipitații. La Bistrița e soare și sunt 4 grade Celsius, maximele de astăzi vor fi în jur de 14 grade Celsius. Și cam așa arată temperaturile de astăzi, ne așteptăm să se mai încălzească puțin vremea pe la amiază, dar nu vă culcați pe ureche, e în continuare frig, deci ar cam trebui să avem grijă la ținuta pe care o alegem pentru această zi, mai ales dacă avem de umblat destul de mult pe afară. În clipele următoare vreau să răsfoim împreună presa și să vedem ce titluri găsim. Vorba colegului Cristian, e frig până în mai, deci n-are rost să ne facem speranțe că se va încălzi vremea până atunci. Nu se știe, dar în principiu, da, va fi frig până în mai. Și să nu uităm că meteorologii au anunțat că e de așteptat o iarnă nu că rece, foarte rece, între cele mai reci pe care le-am avut în ultimii, nici nu mai știu cât, 50 de ani sau ceva de genul acesta. Ultimul secol, zici tu, Cristian? Hai de capul meu, din ultimul secol, zici. Monitorul de Mediaș scrie pe prima pagină despre regulile noi din piața Ferdinand. La vremuri noi, reguli noi. În perioada imediat următoare, circulația în centrul Mediașului se va face după un regulament nou care prevede că medieșenii pot intra în piața Regiului Ferdinand cu mașina doar de pe strada Stefan Ludwig Roth și pot ieși numai pe strada Petofișandor. Pe tronsonul cu sens unic, Roth prin fața casei piarișilor, strada Petofișandor, vor fi amenajate parcări cu plate, iar bariera din fața fostei librării se mută în fața băncii OTP. Schimbarea regulamentului de acces rutier a fost aprobată în unanimitate în Consiliul Local. În paginile 6-7 putem să găsim mai multe detalii în cazul în care vrem asta. Putem să citim și despre bunicuțe pe patru roți. Retroparada toamnei a ajuns sâmbătă trecută în municipiul de pe Târnava Mare. Peste 20 de mașini de epocă au atras toate privirile celor care au trecut prin centrul istoric. Cu siguranță vom reveni la Mediaș pentru că ne-a plăcut, au promis organizatorii. În pagina 5-a detalii. Și desigur, promisiuni. Primarul Roman promite, programul asfaltărilor va fi respectat. Foarte bine, să și vedem. În rest, nu ne impresionează. Eveniment în premieră, oare de sigur? Uite, Festivalul Culturii Ortodoxe. Festivalul Culturii Ortodoxe se va desfășura în perioada 22-23 octombrie. Asta înseamnă că este sâmbătă-duminică, da, corect. Și va fi organizat de către Protopopiatul Ortodox Român Mediaș în parteneriat cu Asociația Culturală Mediașul nostru. Festivalul se bucură de binecuvântarea Mitropolitului Ardealului, înalt preasfințitul Laurențiu Streza, care va fi prezent în municipiul de pe Târnava Mare cu această ocazie. Manifestările din cadrul festivalului se vor desfășura la Sala Traube, în pagina a doua detalii. Ce chestie! Nu m-am gândit până acum la un festival al culturii ortodoxe. Da. Până la urmă avem festivaluri de toate felurile. De ce să nu avem și pe chestia asta de religie? Iar pe ultima pagină avem o victorie cu noroc, de altfel și pe prima pagină e un început de articol, îl găsim aici în partea asta de jos, dar pe ultima pagină este cu detalii. Gaz Metan a învins Steaua pe Arena Națională cu scorul de 1-0. Victorie cu noroc, așadar. Formația lui Cristian Custai s-a impus în fața liderului campionatului printr-un gol marcat în prima repriză în urma unui șut al lui Alexandru Munteanu, care a fost deviat în propria poartă de către Bogdan Mitrea. Săracu. Albi negri au rezistat asaltului gazdelor din actul secund, atunci când au evoluat mai bine de 20 de minute în 10 oameni după eliminarea lui Valentin Crețu. Sâmbătă, Gaz Metan joacă la Mediaș cu Universitatea Craiova. Bine atunci, să fie cu succes! Și mai avem încă o chestie de lăudat sportiv pe podium. Clubul de tenis de masă RomGaz a obținut rezultate foarte bune la Cupa României, competiție adresată copiilor cu vârste între 8 și 10 ani. Foarte fain! Bravo! Succes în continuare! Transilvania Reporter. Păi, dar n-am și monitorul de Cluj. Na, serios, n-am monitorul de Cluj. Foarte grav. Transilvania Reporter, pe prima pagină, trafic și resemnare în luna amară a Clujului. Iarăși chestia asta cu traficul. Am să vedem despre ce scrie ziarul, care ziar de altfel este săptămânal. Vorbeam ieri în monitorul de Cluj despre chestia asta cu traficul. Acum hai să vedem în săptămânalul ăsta. Dacă îl întrebe primarul Emil Boc, ce face pentru a reduce traficul sufocant instalat în oraș? Odată cu ploile de toamnă, cel mai probabil nu îți răspunde. La aceeași întrebare, prefectul Gheorghe Bușcan se manifestă mai politicos, însă la fel de ineficient.
organizează o întâlnire de lucru care să concluzioneze că nu se poate face nimic până la finalizarea proiectelor centurilor ocolitoare. Dacă e să îi întrebe pe șoferi, ei își exprimă frustrarea față de incapacitatea administrației de a gestiona situația. Tăcere și inacțiune, mimarea interesului și inacțiune, frustrare și resemnare, acestea sunt elemente de acutizare a unei probleme care blochează Clujul în orele de vârf. Așa cum stau lucrurile astăzi, scrie în continuare Transilvania Reporter, Clujul este unul din orașele cu cel mai congestionat trafic din țară. Bă, din păcate, cam așa este. Într-o vreme, să zicem, acum vreo 20 de ani, sau bun, hai să zicem, acum 15 ani când am venit eu prima oară în Cluj, era foarte lejer traficul. Înțelegi, veneai, nici nu se compara, era așa un fel de... cam cum era în Deva, care e un oraș de nici măcar 100.000 de locuitori. Bun. Între timp însă, lucrurile s-au schimbat. E evident că pe fondul construirii de locuințe și expansiunea asta a spațiului locativ a adus, evident, oameni mai mulți, evident, mai multe mașini, pentru că nu e așa, într-un spațiu tot mai mare ai nevoie de mijloace de transport mai multe. Acum că nu avem cultura asta de a folosi mijloacele de transport în comun, e partea a doua. Dar ce vreau să zic este că a fost oarecum firească și de așteptat explozia asta a numărului de mașini, implicit traficul care avem impresia că ne strânge de gât uneori. Nu știu dacă e bine să te resemnezi. Eu aș merge pe ideea asta. Păi dacă știi care e ritmul, păi te orientezi, te organizezi și tu în felul ăsta. Că nu e ca și cum toată lumea e mai șmecheră și tu ești mai prost. Că toată lumea e prinsă în acel trafic. Nu? E cum am zis cu traficul ăsta de Florești sau cum vii din Apahita, de exemplu, mai știu de unde, din Baciu și așa mai departe. Dau exemplu zonei metropolitane din Cluj, că despre asta era vorba aici în ziarul Transilvania Report. Deci dacă tu știi că în mod normal, în coada aia, mergi cu 5 km la oră timp de 20 de minute sau 40 de minute și tu trebuie la ora 8, de exemplu, să fii la birou, dar îți mai trebuie 10 minute să parchezi, pe atunci, 8 fără 10 minute cât parchezi, înseamnă 7:50, tu faci 40 de minute până la birou, înseamnă 7:10. Bun, deci la 7:10 pleci de acasă. Sigur că ai vrea să o mai lenevești puțin prin pat pe acolo, la și să te trezești abia la 7, să pleci la 7:30, pentru că dacă n-ar fi trafic, ai ajunge în 10 minute la birou. E, ce să vezi, nu funcționează lucrurile în felul acesta. Dar poate că este doar gândirea mea de non-conflict în acest aspect, care dă raționamentul cu pricina. Zic și eu, că doar și eu vin tot așa într-o coadă din asta bară la bară, doar că știu exact cât e de făcut, știu exact care este ritmul și nu mă mai enervez aiurea. Na, ce să-i faci? În fine, trafic și resemnarea ăsta este titlul din Transilvania Reporter. Mai găsim și alte titluri, ia să vedem un pic. Verificăm la Ministerul Economiei în urma scandalului de la Sial Paris. Producătorii români săraci europei. Băi, într-adevăr, a fost un mare scandal care a fost descoperit, s-a adus în atenția tuturor, dacă nu mă înșel, chiar de Adi Hădean. Nu? Trebuie să vedem. Mai mulți producători din Transilvania ar fi trebuit să participe în perioada 16-20 octombrie, deci în această săptămână, la Sial Paris, cea mai mare expoziție dedicată inovațiilor alimentare din lume, în cadrul căruia participă 7.000 de expozanți din 104 țări. Ardealul ar fi fost reprezentat, dacă lucrurile ar fi decurs bine până la capăt, de branduri precum Cosmfan. Asta e brand? N-am auzit în viața mea. Cosmfan. De la Ferma, mă rog, nici de asta, Mariflor, cred că, da? Luna Solai, habar n-am, Transavia, da? Prefera, nu știu ce, bla 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 bla. Deci avem mai multe denumiri aici. Acum, or fi branduri, poate nu super cunoscute. În fine, în total, prin intermediul unui program derulat de Ministerul Economiei, au fost admiși să participe la acest târg 55 de producători români. Pe lista oficială Sial au fost trecuți 66 de producători. Totul a decurs bine până când, înainte cu câteva zile de începerea târgului, producătorilor li s-a comunicat că înscrierea nu mai este gratuită, așa cum inițial se anunțase, și că trebuie să achite 1.500 de euro, hop top, îți dai seama, doar pentru stand, la care se adaugă cheltuielile cu transportul personal și transportul mărfii. Nu-i așa? Ce s-a întâmplat de fapt și cum anume s-a ajuns la această situație a relatat șef Adi Hădean printr-un live susținut pe Facebook în cadrul târgului unde își promovează uleiurile presate la rece. Adi Hădean este de altfel singurul clujean care s-a mai prezentat la Sial, ceilalți producători renunțând la idee.
cât de tare e omul ăsta, mi se pare colosal. Am venit la Sial pentru a-mi lansa prezent, prezenta și vinde, eventual, dacă e posibil, uleiul presat la rece și mi-ar fi plăcut să povestesc despre asta. Dar voi povesti despre durerea producătorilor români care ar fi vrut să facă exact același lucru. Sial ar fi fost pentru ei o șansă foarte bună să-și promoveze produsele, să promoveze produsele românești și România în străinătate. Corect, foarte bine zis. Zice, deci aici este citat din ceea ce a spus Adi Hodian. Am participat cu toții la un program guvernamental intermediat de Ministerul Economiei, prin care ni se oferea chirie, stand și transport la Paris. Deci se ofereau toate acestea, numai să vină producătorii să facă o imagine bună României, da? Reținem. Cu câteva zile înainte de începerea târgului, întreaga treabă s-a schimbat. Ministerul Economiei a trimis o scrisoare oamenilor spunându-le că nu se mai ține pentru că nu au reușit să se organizeze destul de bine. Ce să-i faci? Iar cine vrea să participe poate să o facă, desigur, contra unei sume de cât 1.500 de euro. Organizarea pavilionului românesc ar fi trebuit să fie în sarcina unei firme. O firmă care a participat singură la licitație și care, ce să vezi, nu-i așa, a câștigat. Doar că nimeni de la minister nu a plătit ceea ce trebuia să facă firma respectivă. Firma a ajuns aici la Paris, a stat 2 zile în parcare și dacă a văzut că nimeni nu plătește, s-a luat și s-a cărat, zice în continuare Adi Hădean. Producătorii români care au mai venit au încercat să se descurce singuri pentru că s-au trezit pe beton în complexul expozițional. Cuiva i s-a făcut milă de milogela reprezentanților producătorilor români și i-a ajutat cu o mochetă. Ta-da! Yay! Super ajutor! O mochetă! Băi, decât să stai pe beton că îți îngheață picioarele, după aia faci reumatism, ia de joc, mochetă! Foarte tare! Bun, mai departe... Altcuiva aici a făcut milă și a debarcat dintr-un camion niște mobilier mizerabil pe care producătorul a început să-l curețe cu ce și-a dus fiecare de acasă, a mai transmis Adi Hădean de la Paris. Hm? Ce ziceți? E foarte faină chestia asta, nu? Genială! Verificări! Premierul Dacian Cioloș a trimis corpul de control la Ministerul Economiei după eșecul României de la Sial 2016. Ministrul Costin Borc a fost acuzat public că nu a sprijinit participarea producătorilor români din industria alimentară la Sial 2016. Bine că n-a susținut-o, e una, dar mie mi se pare că aici s-au pus bețe în roate oamenii. Adică cum poți tu, într-o chestie care, nu numai după părerea mea, după părerea multora, e importantă la târgurile acestea internaționale. Imaginea fiecărei țări e importantă acolo. Păi dacă tu nu te îngrijești de treaba asta, cum franți te mai miri că lucrurile nu merg bine? Sau să-mi fie cu iertare, m-a luat valul. Probabil că ei consideră că asta e normalitatea. Adică de ce eu, Ministerul Economiei, mă bag într-o chestie și după aceea o las de izbeliște că bine mă, niște producători români acolo, dă-i în Franță, nu mă mai agit eu pentru ei. Știi? Cam asta e modul în care aș putea să traduc comportamentul ministerului. Deci minister, care este parte din guvern, care este autoritatea, care pe noi, oamenii din țara asta, ne cam conduce, nu? Că guvernul, adică vorbim nu despre firma lui Lele Mărie, care e la colț și care treaba e ce face, că nu mă afectează cu nimic. Înțelegi cum zic? Da. În fine, în Transilvania Reporter chiar găsim pe larg despre acest aspect. De altfel, cred că în toate jurnalele de știri și peste tot se vorbește despre și mi se pare și normal. Poate să se facă vulvă și ăia care au fost de lăsători să fie trași la răspundere. Eu continui, mă, cu chestia asta de tras la răspundere. Când există consecințe, de indiferent de ce fel, că sunt pierderi financiare, că avem pierderi pe imagine, că orice, trebuie cineva mă tras la răspundere. Trebuie dat exemplu ăsta. Nu în alte părți cum se întâmplă. Ai bulinat-o, păi... două palme, clar, să simți, frate, că era de datoria ta să faci ceva și nu ai făcut nimic și iaca, zbang, nu? Trebuie să o iei cumva, zic. Doamne, bine, tot pe chestii de trafic, văd că sunt foarte multe pagini, nu mai stau să le citesc eu, dar găsiți în reportajele pe lar din Transilvania Reporter. Bun, cam acestea sunt câteva dintre chestiunile pe care le-am găsit în acest ziar. Nu mai insistăm. Uite că am primit, mulțumesc colegilor, mi-au trimis monitorul de Cluj, era pe aici pe undeva, dar ziarul ăsta, sincer, e atât de simpatic cât e citit de toată lumea și într-un final ajunge și la mine. Foarte bine. Profesorii prost pregătiți scot elevi de 10 la BAC. Interesant subiectul ales pentru prima pagină. Chiar venind încoace înspre studio, am prins jurnalul de știri de la RFI și acolo se aborda chestiunea asta, cum că profesorii au fost numiți prost pregătiți
Și era o, așa, o intrigă ce se năștea în urma acestei declarații. Bine, bine, dar atunci cum? Noi susținem în continuare procesul astea, că scoatem în continuare profesori care, despre care știm că vor fi nepregătiți și cum acceptăm că vor învăța la rândul lor copiii, cum îi vor forma? Sigur, dezbaterea era, sau oricum prezentarea era mult mai complexă despre mai multe aspecte ale educației, dar felul în care e pus problema pe prima pagină monitorului e altfel. Și e chiar interesantă. Noi avem elevi de 10 la BAC. Măi, dar ăia cum au ajuns acolo dacă profesorii sunt prost pregătiți? Bun, părerea mea este că n-ar trebui să intrăm în capcana aia de totală generalizare. Adică, sau cum se zice, absolutizare, cred că e mai corect terminul, absolutizare. Pentru că, mai mult ca sigur, declarația de profesor prost pregătit se referea la o anumită parte din tot corpul profesoral românesc, nu? O anumită parte care se vede, adică poți să o și cuantifici cumva, după, cel mai banal exemplu, după notele de titularizare. Păi, deci pe mine mă apucă, cum să zic eu, vine să mă urc pe pereți când aud că nu știu ce profesor a luat titularizarea cu 7. 7, frate, când ai 7 la școală, nu ești bun! Nu ești bun, ești acolo! Mă rog, ești, nu știu cum să zic, dacă nu ești bun, nu ești nici prost, ești pe la mijloc, dar oricum nu ești bun! Deci tu, profesor, cum să iei 7, frate? Cum? Ar trebui să iei acolo de la, nu știu, să te bați între 9 și 10. Așa mi s-ar vrea, profesor, pentru că ăla merge în fața copiilor, vrea să le împartă din cunoștințe. Păi dacă tu ai cunoștințe de 7, paradoxul este cu adevărat că o să ai niște elevi de, nu știu, peste 7. Acolo intervine probabil dorința proprie a copilului, eu știu, poate educația de acasă, de a-l stimula să învețe și așa mai departe. Dacă tu ești profesor de 7, nu? Zic. E doar o părere, dar pot să merg mai departe în argumentare. Pe pagina de Facebook Regional Cafe Transilvania chiar putem să povestim mai pendelete, dacă vreți, pentru că timpul aici este destul de limitat. Bun, deci pe prima pagină, profesorii prost pregătiți sunt scot elevi de 10 la BAC. Ce-i răspund dascălii clujeni ministrului educației? Profesorii clujeni sunt nemulțumiți de declarațiile ministrului educației, care spune că pregătirea actuală a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar este precară, în condițiile în care Clujul are cea mai mare rată de promovabilitate la BAC, 83,32% din candidați au reușit să treacă examenul cu bine. Să treacă cu bine de examen. Cine a scris, mă, articolul ăsta? În fine, nu contează. Ideea am înțeles-o. Pe de altă parte, mai zic încă o chestie. Eu cred că ministrul educației nu a zis: bă, profesorii de la Cluj sunt prost pregătiți. N-a zis de la Cluj. Dar cei de la Cluj s-au simțit, știi, puși în aceeași oală, pentru că ministrul a zis profesorii din mediul preuniversitar, bla, bla, bla. Sigur că profesorii de la Cluj sunt buni pentru că avem rata asta de promovabilitate, dar dacă luăm județele unde a fost o foarte mică rată de promovabilitate, ce zicem? Ce zic profesorii clujeni despre profesorii din județul ăla, de exemplu? Chiar mai au curajul să spună că, băi, declarațiile ministrului sunt exagerate dacă avem o rată de promovabilitate extrem de mică într-un județ? Mă întreb și eu așa, pentru că nu. Trebuie să vedem problema în ansamblu. De asta a venit ăsta, cum îi zice, ministru, să zică: băi, avem o problemă în țară, nu avem o problemă la Cluj, unde la Cluj avem o chestiune bună, o situație bună, știi? Situația alarmantă, deficit tot mai mare de medici, medicii se plâng că nu fac față numărului mare de pacienți. În pagina 10 sunt detalii, de altfel. În continuare, problema din domeniul sănătății persistă. Județul Cluj, sursa traficului de persoane. Clujul exportă zeci de victime care ajung să facă sub amenințări cele mai rușinoase acțiuni. În pagina 4 detalii. Da. Produsele alimentare decongelate vor trebui etichetate explicit. Un alt subiect pe care îl găsim în monitorul de Cluj. Mai citim despre aplicația care îți spune cum te simți. O aplicație pentru mobil creată la Cluj cuantifică informații despre stările de spirit ale utilizatorului. Sigur, mie mi se pare cumva ciudățică povestea. Sigur, aia o aplicație care îți spune că acum te simți bine, că acum te simți mai puțin bine, în fine, mâine îți spune iarăși cum te simți și te trece într-un grafic și tu la un moment dat poți să te uiți pe graficul general cum te-ai simțit în luna respectivă, știi? Da, ok.
da, probabil că o fi utilă la ceva. Nu-mi dau seama încă foarte clar. Basketbalistele lui U au răpus o nucătare a campionatului. Universitatea Cluj este neînvinsă în Liga Națională de Basket Feminin. Mai citim despre Neago, care este în echipa eliteror, sau putem să citim despre victoria muncită pentru studenți. Universitatea Cluj a învins greu cu 2-0 Ardealul în cea mai nouă etapă din Liga a 4-a de fotbal. Bun. Sunt doar câteva dintre titlurile din monitorul, mai insistăm. Oare cum stăm cu timpul? Stăm bine? Nu stă foarte bine. Ia uite, cât e de târziu, Dumnezeule. Încă un lucru vreau să mai subliniez. În Transilvania Reporter văzusem în chestia asta, dar cu siguranță o să mai întâlnim în mai multe locuri. Detalii despre Cuget. Cuget este Olimpiada tinerilor, pe scurt. Anul trecut oare sau în primăvară? Cred că în primăvară, dacă nu înșel, în această primăvară a avut loc finala Olimpiadei, în care a fost implicat și studioul nostru TV Cluj și mă bucur foarte mult că s-a întâmplat această colaborare. Și sper eu să se dezvolte și la nivelul altor județe Olimpiada asta, în care s-au implicat foarte mulți elevi și cadre didactice și școli, de fapt. Și lucrurile s-au făcut, cum se spune, a fost o competiție a cunoștințelor generale într-un mediu degajat. Că vorbeam de ce înseamnă, cât de important este să ai mediul ăsta relaxat într-o conversație. Dar la fel a fost și cu Olimpiada asta, știi? Adică nu trebuie să te gândești Olimpiada foarte serios, mai cei care sunt foarte, foarte studioși pot participa. Nu, frate, e pentru toată lumea Olimpiada, pentru că, de fapt, cunoștințele, cultura generală e pentru toată lumea. Da, și Olimpiada asta tocmai asta vrea să punteze. Bun, hai să vedem repede alte titluri. Bistrița Năsăud. Mesagerul de Bistrița Năsăud. Explozie într-un bloc de pe strada Arțarilor. 65 de apartamente afectate, 9 victime. Un tânăr ajuns la... tânăr a ajuns la Spitalul de Arș din București, iar o tânără și un bărbat au rămas internați la Spitalul Județean. Femeile din Bistrița Năsăud, un alt subiect, câștigă mai bine decât bărbații. Ha, bravo, numai că am impresia că cu puțin. Mă rog. Bistrița Năsăud se numără printre cele 11 județe din țară unde femeile câștigă mai bine decât bărbații, potrivit unei analize efectuate de Andreea Paul, deputat în Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci, și în cea pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați. Deci cum 11 județe din țară? 11, asta înseamnă un sfert. Nu-i rău. Bine. Jurnal Bihorean. Liber pe pasajul Nojoridului. S-a deschis primul pasaj pentru șoseaua de centură. Azi este programată recepția celui de-al doilea. Mai citim despre debutul CSMCSU Oradea de aseară în grupele Ligii Campionilor împotriva turcilor. Și mai putem să citim despre o comedie pentru un secol tragic. Este propunerea adusă orădenilor, unul dintre autorii cei mai jucați la Festivalul de Teatru de la Avignon. Monitorul Express, ca să mergem un pic în Brașov. Cine și cum își poate cumpăra vechime la pensie? Până la noi explicații, legea pare restrictivă, pentru că se poate cumpăra vechime doar din anul 2011 încoace. Mai citim despre noul manager al teatrului Sica, Alexandrescu, care a demisionat, și despre 54 de milioane de euro pentru aeroport, subiect pe care l-a mai abordat de altfel ei, Monitorul Express l-a mai abordat și în numerele anterioare și l-am adus și noi în atenție. Zi de zi de Mureș scrie despre debutul retro pe patru roți la Simfoniile Toamnei, expoziție desigur de mașini model vechi, și despre cum să investim eficient banii. E vorba de o conferință cu sfaturi, mă rog, ceva de genul acesta. În această săptămână a avut loc în Târgu Mureș. Bun, cred că acestea sunt chestiunile pe care vroiam să le punctez din presa de astăzi, din zona Transilvaniei. Și zi de zi, apropo de ziarul pe care îl citim, a ocupat locul 2 la Cupa Presei la tir. Bravo, mă! Echipa cotidianului zi de zi, alcătuită din Răzvan Matei și Nikita Grama, a câștigat... locul 2 la Cupa Presei la tir, competiție organizată ieri de Garnizoana Târgu Mureș, cu ocazia apropiatei aniversării a Zilei Armate Române din data de 25 octombrie. Bravo, bravo, foarte frumos. Deosebit. Nu știu cine a fost pe locul 1, dar nici nu mai stau acum să mai fac verificările de rigoare. Aș vrea, în schimb, să trec în revistă puțin evenimente care s-au derulat de-a lungul istoriei în data de 20 octombrie, cu permisiunea colegilor mei. Putem să facem asta, da? În anul 1740, să zicem, facem o rubrică de calendar al zilei. În anul 1740,
Conform stipulărilor pragmaticii sancțiuni din 1713, Maria Tereza a urcat pe tronul Austriei. În anul 1818, Statele Unite ale Americii și Regatul Unit au semnat tratatul prin care au stabilit frontiera comună de-a lungul paralelei de 49 de grade. Nu grade Celsius, doar grade. În anul 1860 are loc promulgarea diplomei din octombrie de către împăratul Franz Iosef, care a pus capăt sistemului absolutist și a deschis era guvernării constituționale, cum ar veni regimul liberal în Imperiul Austriac. Potrivit documentului, Transilvania a redevenit stat autonom în cadrul Imperiului. 1860. În anul 1883, Peru și Chile au semnat tratatul de la Ancon, prin care provincia Tarapacá, cred, sau ceva de genul ăsta, a fost cedată statului Chile. Băi, dar nu știam treaba asta. Sfârșitul războiului din Pacific. Cred că e mai simplu să zic, a avut loc sfârșitul războiului din Pacific. Colega Corinuța, care s-a ocupat de rubrică, probabil este mai implicată în istorie și pentru ea era foarte important. Da, e foarte bine să știm. Cultură generală, că toți spuneam mai devreme de Olimpiada Cuget. În anul 1920 începe greva generală a proletariatului din România, la care au participat peste 400.000 de salariați. A cuprins toate ramurile industriei și transporturilor și a fost prima grevă politică generală a proletariatului din întreaga Românie. A fost o săptămână și ceva, din 20 până în 28 octombrie. În 1921, Franța și Turcia a semnat tratatul din Ankara, prin care Franța a recunoscut guvernul turc provizoriu din Ankara drept partener de tratative. Iar în 1944, armata sovietică a ocupat Belgradul, capitala Iugoslaviei atunci. În 1968, Lady Jacqueline Kennedy s-a căsătorit cu armatorul grec Aristotel Onassis. Iar în 1980, după 6 ani de ședere în afara structurilor militare ale NATO, Grecia revine în alianță. În 1854 s-a născut Rimbaud, în 1930 s-a născut Ioan Grigorescu, în 1933 s-a născut Ion Dichisianu. Mai spunem despre Costel Constantin, unul dintre actorii români de teatru și film, s-a născut în 1942 și menționăm că astăzi este ziua internațională a osteoporozei, adică sunt foarte multe programe aduse în atenție pe osteoporoză și de asemenea este ziua internațională a controlorilor de trafic aerian. Se aniversează această zi din anul 1961 încoace. Cei care sunt implicați în tot demersul, care mie mi se pare fascinant, chiar povesteam în ultima cursă de avion pe care eram, povesteam cu colegul meu de scaun, zic, băi, dacă ar fi ceva ce aș încerca, am încercat un felul de meseri într-un fel sau altul până acum, dar ce n-am încercat și aș încerca, ar fi chestia asta cu controlorul de trafic. Îți dai seama să fii tu acolo în tun și să controlezi tot avioanele care vin, cum pleacă, un fai, colosal. Deci la mulți ani celor care sunt implicați în astfel de proceduri de mersuri în meseriile acestea. Haide în clipele următoare să aflăm mai multe lucruri despre ceea ce anunțam mai devreme, ca fiind insignment. Alături de mine este Ioana Luca, cea care de altfel va pune la cale conferința care reprezintă primul pas a introducerii insignment-ului în România. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Ne pregătim de conferința de luna viitoare, dar înainte să vorbim despre ce înseamnă această întâlnire și care sunt speakerii pe care îi vom putea urmări, haideți să vorbim un pic despre concept. Ce înseamnă acest insignment despre care tot vorbeam eu la începutul emisiunii, respectiv vorbim acum? Insignment e un proiect de antreprenoriat social pornit în Malaysia în anul 2011 de doi tineri foarte pasionați de oameni și de probleme sociale și foarte implicați în rezolvarea problemelor sociale din Malaysia, proiect care mai târziu s-a transformat într-o mișcare globală a organizatorilor de evenimente independente. La ora actuală, evenimentele lor au fost preluate de organizatori din 45 de țări, România fiind a 46-a. Aha! Bun, dar în România până acum nu au fost astfel de evenimente, nu? Ok, de asta urmează să intrăm și noi în numărul pe care l-am de aici. Da. Bun, deci în Malaysia, adică acolo unde, nu sunt atât de roz lucrurile, adică e un spațiu foarte bun pentru creșterea ideilor antreprenoriale. Nu știu care a fost reacția
acolo exact în Malaysia, dar cred că în general ideea de antreprenoriat social se dezvoltă foarte mult la nivel global. Adică au fost foarte multe țări care în momentul în care au prins conceptul ăsta, l-au dezvoltat atât de mult încât poate s-a dezvoltat mai mult decât în țara de unde au luat ideea respectivă. Da. Sperăm să ajungem la nivelul acela și în România. În Malaysia lumea a fost destul de sceptică la început. Era foarte greu să strângă fonduri. De acolo a venit și ideea conferințelor Insidement. Au creat un eveniment care să pună legătură cumva voluntarii cu sponsorii și cu cauza socială. Era mult mai simplu să aducă oamenii în același loc, să îi motiveze, să le pună problemele în față și să pornească de acolo. Iona, eu cred că peste tot este foarte greu să motivezi niște oameni care au oricum multe probleme, să le zici tu, băi, uite, facem niște conferințe și o să vă fie mai bine. Pentru că oamenii, în primul rând, se gândesc, bine, mă, dar de pe urmă ai unor informații, n-o să am eu stomacul mai plin. Deși, dacă urmărești foarte multe evenimente, ăsta este un parcurs foarte firesc. În primul rând, pui informația, după aceea dezvolți tot conceptul acela și apoi treci la acțiune. Doar că ce vreau să spun eu este că, într-adevăr, cumva e de înțeles reacția unor comunități la aceste propuneri. Și atunci, soluția, cred, sau pe care o întrevăd eu urmărind tot fenomenul, este perseverența. Și, cum să spun eu, acest push pe care îl fac cei care au înțeles, de fapt, cum merg lucrurile. De asta și bănuiesc că în toate țările, deși prima oară antreprenoriatul social cumva sună bine, cum să facem? Cum să facem? Că în general antreprenoriatul înseamnă profit, înseamnă să profiți de pe urma unor oameni care muncesc acolo, sunt amărâți. Nu, trebuie să depășești și barierele astea și apoi să poți să-ți pui în aplicare ideile. Da, e o vorbă foarte bună, că nu poți să dai greș într-un business în care ajungi oamenii. De asta au fost așa perseverenți și de asta au ajuns unde sunt astăzi. Da, apropo de ajutat oamenii, de fapt se identifică în fiecare zonă unde vrea să se introducă acest concept de insight, nu? Se identifică nevoile societății respective, a comunității respective, da. Și acolo de fapt mergi tu să lucrezi, cum spuneam mai devreme, cu perseverență. Da, da. În Malaysia au identificat lipsa curentului electric, de acolo a venit și ideea unei dintre proiectele lor. Și au weekenduri lunare în care merg cu voluntari, cu 50 de voluntari și construiesc lămpile solare de la zero, le duc în sat și învață oamenii să le întrețină și să le reconstruiască în cazul în care se distrug. Foarte fain, foarte fain. Adică e povestea aceea cu nu poți să hrănești un om o zi dacă îi dai pește, dar da, poți să hrănești toată viața dacă îl înveți. E super frumos. Da. Alte exemple de genul acesta, nu știu, alte nevoi din comunitățile din lume care au fost identificate și rezolvate prin acest program Insidement? Au un alt proiect numit Growth, prin care integrează refugiații în societate. Știu că e un subiect destul de sensibil, dar, dar au niște școli speciale unde învață limba și ajută să se integreze în societate. Începe prin voluntariat, iar apoi cu joburi. Adică îi implică pe refugiați, în primul rând fiind voluntari în anumite proiecte și după aceea demonstrând comunității respective că uite, au capacitățile astea, au abilitățile astea, ar merita să fie îmbrățișat, să zicem, de comunitate mult mai cu zâmbet, ca să nu folosesc alte expresii. Da, cu atitudine mai pozitivă. Exact. Da, din câte înțeleg eu, e nevoie de ceva timp ca să fie implementate aceste proiecte. Adică nu prea sunt peste noapte rezolvate problemele. Da, și e nevoie ca lumea să te cunoască. Pentru că nu suntem o echipă de 3 oameni. E greu ca 3 oameni să identifice toate nevoile și să se facă destul de cunoscuți încât să le poată rezolva foarte repede. De aici și nevoia de a implica comunitatea. Avem nevoie să ni se spună care sunt nevoile văzute. Aici vorbești concret de echipa ta de aici, da, din de echipa mea de aici. România, cum ar veni. Da. În România nu s-a mai făcut pe undeva conceptul ăsta, nu? Nu s-a mai făcut deloc. Insidement, acum în noiembrie lansăm primul episod. Bun, hai să vorbim atunci despre ceea ce așteptăm să fie în România. Deci primul pas va fi organizarea acestei conferințe, îi spun bine? Conferințe din 12 noiembrie. Ok, în 12 noiembrie în Cluj va fi. Vor fi invitați anumite persoane care să vorbească despre ce sau care este ideea, de ce să mergem la această conferință din 12 noiembrie. Tema evenimentului este Creating Communities That Matter, cumva crearea de comunități care au un impact și care se implică activ în problemele societății.
Vom avea 5 invitați care fac asta în jobul lor zilnic. În sensul în care creează comunități care să, sau da, coagulează comunități care să aibă un impact real prin proiectele lor. Da, da. Iar noi invităm toate persoanele interesate, active, din Cluj la eveniment, unde vor învăța de la speakeri cum să facă față problemelor și situațiilor neașteptate întâmpinate în crearea unui astfel de proiect și cum să motiveze oamenii să lucreze la problemele pe care ei le-au identificat. Cu adevărat, două chestiuni foarte importante pe care le-ai punctat. Unul la mână, să facă față problemelor, pentru că niciun proiect nu apare fără provocări. Și doi la mână, ai o echipă, cum o motivezi? Mai ales dacă vorbim, poate nu de o susținere financiară sau, mă rog, chestii de genul ăsta, adică vorbim de antreprenoriate sociale, înseamnă că tu trebuie să fii cu sufletul acolo și să te dăruiești foarte mult. Și da, cred că e foarte important să poți să îi motivezi pe oameni. Da. Iar la sfârșit vom avea câteva proiecte partenere, proiecte sociale în curs de desfășurare în Cluj, unde vom invita participanții să se transforme în voluntari și să se implice direct. Ok. Care sunt speakerii pe care îi putem vedea în 12 noiembrie? Speakerii noștri sunt Cornel Hoza de la Beer Brothers, care deja cred că știm cu toții ce... Deci Beer Brothers, într-adevăr, este o asociație care s-a făcut foarte vizibilă în Cluj, deși nu are o vechime de zeci de ani, dar prin perseverența lor și printr-o alegere foarte bună a tematicilor proiectelor, au reușit să se poziționeze foarte frumos în mintea oamenilor, cel puțin în zona Transilvaniei, dar probabil că și alții au auzit de bărboșii din Cluj, care fac tot felul de lucruri și, într-adevăr, Cornel este, dacă nu mă înșel, chiar președintele asociației. Și fondatorul. Uh-huh. Un alt exemplu când vine vorba de mobilizarea comunității este Florin Moroșanu de la Cluj 2021. El va veni să ne vorbească despre asta și să ne spună cum au reușit ei să ajungă unde sunt, pentru că eu am văzut o mobilizare foarte, foarte faină a comunităților din Cluj înainte de vizita juriului. Uh-huh. De asta l-am și invitat. Un alt speaker este Corina Bucea de la Fabrica de Pensule. Pentru că pe partea de evenimente culturale și de partea artistică a Clujului nu mă gândesc la... nu-mi vine în minte un alt proiect, un alt lider. Mi se pare că și ei au făcut o treabă foarte faină. Uh-huh. Avem unul foarte special, John McKellar, de la Blitzwood Romania. El este un domn din Marea Britanie care s-a mutat în România și momentan are un centru în Florești, unde integrează în societate băieții ieșiți din orfelinate. Uh-huh. Are un centru unde îi cu școală, cu pregătire și după aceea la fel, cu integrare în societate prin voluntariat, iar apoi prin joburi. Da, pentru că e problema, nu, cu 18 ani. După 18 ani, da, în principiu, nu mai au un cadru legal să rămână în respectivele orfelinate și atunci sunt trimiși să se descurce în lume. Nu toată lumea, nu toți aceștia care împlinesc 18 ani și au trăit în orfelinat pot sau se simt pregătiți să ia viața în mâini. Da. Și atunci foarte mulți, într-adevăr, rămân de izbeliște, iar un astfel de centru chiar e mare lucru. Deci aceștia sunt oamenii pe care îi putem vedea la această conferință. E, înțeleg eu, primul pas pentru a realiza sau pentru identificarea nevoilor? Sau... Da, pentru identificarea nevoilor și pentru a avea niște direcții clare în care trebuie să mergem pentru a avea un impact cât mai de durată. De altfel, când faci un proiect, în principiu începi cu identificarea nevoilor și apoi stabilești scopul și cum atinge scopul respectiv. Deci e foarte firesc. Pentru înscrierea respectivă, ce platformă accesăm? Sau pentru înscrierea la conferință, dacă vrem să venim, bănuiesc că pot veni oameni și care depășesc spațiul Clujului. Da, cu siguranță. Iar cel mai ușor, cea mai ușoară metodă de a ne contacta este pagina de Facebook, Incitement Romania. Ok. Unde avem toate detaliile despre eveniment, linkul pentru înscriere... Unde se va desfășura acest evenimentul întâlnire? Se va desfășura la Impact Hub. Ok. Pe strada Gării. Ok, este un centru Gării, care oferă spații pentru conferințe de genul acesta. Ok. Da, și un centru foarte drăguț, foarte intim, va fi foarte informal. Asta cu informal, într-adevăr. Spuneam și la începutul emisiunii de mediul degajat în care trebuie să
nu știu, să te incluzi pentru a putea reține cât mai multe lucruri. Deci foarte bine că această conferință are loc într-un mediu de genul acesta, în 12 noiembrie, da? Da. Incitement România, pagina de Facebook unde se găsesc detalii despre acest concept și îți mulțumesc foarte mult, Ioana, pentru faptul că te implici tu și cu echipa ta. Spuneți că sunteți voi acum doar 3 oameni, dar cu siguranță se va alărgi prin voluntarii sau oamenii care vor adera la acest concept. Da. Îi așteptăm cu drag. Mulțumesc frumos! Mâine vă întâlniți cu colegii care se vor ocupa de matinal. Eu mă voi întoarce dintr-o călătorie foarte faină cu impresii și săptămâna viitoare abia aștept să vi le împărtășesc. Toate bune!